Și acum țin minte că îmi tremura, uite așa, tremura mâna, se făcea bagheta, ne dirijam colegii, așa se întâmplă acolo. Prin anul 3-4 ieși abia prima oară în fața orchestrei, așa îmi tremura bagheta și la aveam, pe vremea se purteau pantaloni de stofă, știi? Și pantaloni de stofă erau largi jos, uite așa făceau ea de jos. Zicea, aveam un profesor de dirijat, Zbârci, al chema. Mai! Vorbea așa foarte subțire. Mai! Mai! Tu nu vezi cum îți ții mâinile alea, mai! De tânăr am auzit o chestie foarte tare, că noi oamenii nu îmbătrânim din cauza că metabolism nu ni se regenerează celulele și așa, ci îmbătrânim când nu mai avem idealuri. Și mi se pare foarte tare, într-adevăr, că nu mai ai pentru ce trăi, nu mai trăiești, e simplu. Și atunci mi se pare că e normal ca tot timpul să evoluez, să mă schimb, să nu pot fi același. Că era unul care cânta la vioară și cânta slab și l-or muta la violă, și la violă nu se descurca, la contrabas nu se descurca și zice, ok, du-te și fă-te dirijor. Nu în cazul meu. Nu e cazul tău. Da, sper. Știi, minte că aveam un prieten care zicea, băi, e din Timișoara, e prieten foarte bun de mine, zicea, băi, când o să-ți ții copilul în braț, o să vezi, n-ai simțit nimic, bă, toate concertele tale, așa făcea, toate concertele, zero. Aveam o profesoară de vioară pe care o iubesc foarte mult și o apreciez, deci de la ea știu foarte multe, dar cu ea era simplu. În vacanță mă întâlneam la 9, mă ducea în sală, mă încuia și venea la 2-3. Și atunci, evident, stai 6 ore într-o sală și stai că până la 2. Tu cu vioara. Eu cu vioara, da. De când pasiunea asta pentru muzică? Dacă la început, că o pasiune se naște cumva, nu știu, din copilărie mă gândesc. Am decis că o să fiu vulnerabil, așa că vă zic toată povestea. Salutare, dragilor, și bine ați venit la podcastul Ecclesia Live. Sunt bucuros astăzi să vă salut. Împreună cu mine este un mare om, zic eu mare, el a zis să nu zic că e mare, dar chiar e. Larry Muntean, un om de scenă, un dirijor, BBSO, Sanctus Pro Deor, sigur vă spun ceva, așa că, Larry, dă-mi voie să strâng mâna și să spun bine ai venit la Ecclesia Live. Da, și eu mă bucur că sunt aici. Deși cumva familie și știam proiectul, dar mă bucur și eu că avem povestea asta. L-ai știut, dar acum ești aici, ești... Am fost parte din el, exact. Ești parte, ești invitat. Mulțumesc că ai acceptat aici să ne povestești. Hai să te întreb ceva. Spune, cine e omul Larry Muntean dincolo de scenă, așa, în două cuvinte? Aș zice că, dacă vorbim de perioada actuală, că cred că sunt doar tată. În ultima perioadă, mai ales cu pandemia, n-am mai dirijat de nici eu, nu mai știu exact de când. Sunt doar tată și soț. Cred că mi-a mai bine partea. Câți copii ai? Doi. Bine, eu știu, dar vreau să știe și cei care ne urmăresc. Avem doi copii, avem un băiat și o fetiță. Să vă trăiască. Eu, Larry, mi-amintesc de tine prima dată când te-am văzut. Erai acolo cu bagheta în mână, 2013. Eu am crezut că e 2012, dar 2013 tu mi-ai spus. Când ai dirijat la Oradea, au fost la Sala Sporturilor, okay. Glorie Mielului, adică, na... Cine nu a fost? Era în sală. Eram în sală, stăteam acolo, știi, și la un moment dat, ok, a fost terminat toată povestea, piesa mi s-a părut foarte tare, dar întrebarea mea a fost, bă, cine e tipul ăla care a făcut așa ceva? Adică, am văzut cum s-a cântat și o vibrație a fost, efectiv, n-am știut cine, dar uite, am ajuns să te cunosc, așa că... Da, toată lumea, adică foarte mulți cred, datorită faptului că background-ul nostru de biserici, dirijorul și face aranjamentele. Da, am făcut și eu câteva aranjamente, dar la gloria mea nu i-am scris aranjamentul. Aia trebuie să zic că mi se pare cinstit. Mulți cred că eu am scris aranjamentul, mi-aș dori să fiu atât de genial. Nu sunt, e cumpărat. Dar eu am dirijat. Da, ai avut bagheta, oricum noi nu știam ce e cu aranjament și cine, ce, cum. Da, ideea că a fost cineva acolo și toți ascultau de ăla, știi, și acum eu s-o zice, dar de ce face? Eu să fim băiatul meu, așa. Bun, aș vrea să mergem un pic în povestea vieții tale, pentru că lumea te cunoaște de pe scenă, de la dirija, din anumite contexte în care îți legate de biserică, dar prea puțin cunosc cine-i omul Larry Muntean și care-i povestea de viața ta. Știu că n-ai avut cea mai ușoară copilărie. Cum a fost copilăria ta? Povestește-ne un pic. Unde ai crescut? Da, sunt originar din Deva. Cum se zice, devan sau devian? În devenire, se zice. În devenire? Bună asta! Da, sunt originar din Deva, cum am zis, și acolo mi-am petrecut primii 18 ani, acolo practic mi-am petrecut copilăria și n-aș zice nici că am avut o copilărie ușoară, dar nici una foarte grea, adică n-aș vrea să fac o dramă din asta. Am avut o mamă care, adică avem, Doamne îți mulțumim, avem o mamă care s-a îngrijit de noi, care pur și simplu a fost ce trebuie din toate punctele de vedere. Partea mai dificilă a fost că am avut un tată și avem un tată mai absent.
adică absent. Deci, asta. Practic, tu ai crescut mai mult în preajma mamei. Da, părinții mei s-au despărțit când eram 6 ani aveam. Uh-huh. Și practic am fost crescut de mamă. Asta e partea mai dificilă a copilului. Dar n-aș vrea să, asta zic, nu vreau să fac o dramă din. Da, ai crescut, adică uite-te aici. Da, da. Cum ai zis, okay. Mare, mamă, uitam și eu. Și da. Cum ai depășit povestea asta? Au fost pentru tine, te-a ajutat lucrul ăsta? Adică cum ai trecut mai departe? Mai dacă mă uit acum în spate, de câte ori mă gândesc la faptul că vin dintr-o familie monoparentală, clar are dezavantaje și primul dezavantaj pe care îl văd acum e faptul că nu am avut un model patern. De multe ori mă uit acum la tot ce a fost copilăria mea și faptul că n-am avut un model patern m-a făcut de cele mai multe ori să-mi caut unul. Acum știu ce înseamnă asta, acum știu să-mi aleg modele, dar pe vremea aia nu știam, mi se părea tare tot ce zboară, mă rog, e o chestie inerentă vârstei. Și asta ar fi un prim dezavantaj al faptului că nu am avut un model de tată. Da, scuză-mă că te întreb, ok, să-ți cauți un model. Ce model știe să caute un copil la 6 ani? Ok, atunci poate că involuntar ai făcut, dar ai ajuns la 12, la 14 ani. Adică, na, în adolescență chiar simți nevoia să te iei după cineva, să vezi. Da, îmi dau seama că nu e doar o chestie care ține de familii monoparentale. E o chestie care e naturală. De exemplu, primul meu model a fost unchiul meu. Chiar mă bucur că poți zice asta, să-l cheamă Liviu Rad. El era medic și pastor bisericii noastre și mergeam la spital, el lucra la spital, era foarte tare medic. Nu mai lucrează ca și medic, eu știam că s-a pensionat anul ăsta. S-a pensionat, da. Și mergeam la spital, îmi căutam motive numai ca să ajung la portar, acolo în portar, cred tot timpul, ce vrei. Și am venit la unchiul meu. Cine e unchiul tău? Liviu Rad. A, te rog, eram. A, nu ce, mă doare capul, Îmbreștea inima de bucurie. Cumva mi se părea foarte tare. De-aia, în primii mei ani de copilărie, mi-am dorit să fiu medic ca unchiul meu. Asta a fost un model. Bine, ăsta e un model pozitiv. Am avut și modele care nu au fost atât de... Aia vreau să zic, ok, că asta e partea fericită, așa. Adică, na, când ți-ai dat seama, adică te-ai canalizat pe unchiul? Cred că ai avut deja oarecare maturitate. Nu, unchiul meu cred că a fost în perioada aia foarte de copil, adică, nu știu, până în pubertate, până în 13-14 ani pe acolo era. Aha. Câțiva ani a fost unchiul meu. Și după aia, evident, adică nu cred că ar trebui să fie evident, dar așa s-a întâmplat în contextul meu. Am avut o perioadă mai, i-aș zice, tulbure acum, în care modelele mele au devenit altele și nu vorbesc de obicei cu lejeritate despre asta, dar am avut o perioadă în care m-am dorit să fiu ca lumea, în sensul like, și am început să caut carieră, mi s-a părut că asta înseamnă de fapt devenire, când tot ziceam devenire, că asta înseamnă de fapt devenirea și că dacă o să ajung relevant în societate și relevant însemna pentru mine un tip realizat profesional, atunci o să, nu știu, o să fiu ceva. Da, asta nu mai erai deja în copilărie, cumva. Nu, deja vorbim de pubertate, da. Exact, ai depășit. Și modelele mele au început să fie profesori de la școală, care au fost niște modele temperate, aș zice, da. În momentul în care am ajuns la facultate, la Cluj, acolo au fost câțiva oameni care m-au remarcat puternic. Unul dintre ei a fost profesorul meu, Râpă, îl cheamă. De la învățat multe lucruri, foarte, foarte multe lucruri și bune și rele. N-aș zice că, adică nu vreau să vorbesc de rău, Doamne, că a fost de multe ori model, de cel mai multe ori model foarte bun, mai ales profesional. Dar ce vreau să zic e că nu am mai avut în perioada aia neapărat o ancorare morală, să vreau să fiu moral, etic, uh-huh, așa cum era. Și bun, m-am gândit, ok, dai din coate, cargi peste cadavre și devii ceva. Asta a fost unul dintre... dezavantajele faptului că nu am știut că trebuie să am, sau ce înseamnă un model. Asta aș zice că dacă mă întorc acum în copilărie, uh-huh, și mă uit, știi? Deși tu ai crescut în biserică, nu? Da, am crescut în biserică, da. Ce ești, penticostal sau baptist? Că lumea nu știu dacă știe exact așa. Da, adică vin dintr-o familie de penticostali. Nu aș pune accent mult pe asta, dar da, vin dintr-o familie de penticostali. Deci atenția. Ok. Da. Am înțeles. Deci ai crescut în biserică, cumva știai ce înseamnă partea morală și toate celelalte, da. De când pasiunea asta pentru muzică? Dacă la început, că o pasiune se naște cumva, nu știu, din copilărie mă gândesc, sau poate că au venit pe parcurs? Da, am decis că o să fiu vulnerabil, așa că vă zic toată povestea.
maica mea insista foarte mult să ne, visul era să ne vadă în biserică. Noi suntem patru frați, asta n-am zis, suntem patru frați și ea ar fi vrut să ne vadă pe toți cântăreți și la amvon și predicatori. Ea credea că în felul ăsta o să ne ferească să, ajungem în lume. Asta era pentru ea toată, schema. Și, na, ce faci? Îl pui să cânte. La 6 ani, și acum aduc aminte, asta a fost una dintre primele mele amintiri, dar nu, faine. La 6 ani eram afon. Afon înseamnă că maică-mi zicea, cânta, cântă, Lari, cântă cu mine, nu știu. Domnul este bun, și eram, Domnul este bun. Am zis, tu n-auzi că ești fals, nu înțelegeam ce fals, ce înseamnă fals, chiar nu înțelegeam nimic, pur și simplu nu înțelegeam nimic. Și... Deci stai un pic, Lari Muntean, vrei să zici că tu ai început... Cam așa, da. Cam așa, așa. La 6 ani eram afon, total afon, maică mea plângea, așa cum ați minte, se punea în genunchi în fața mea și zicea, dar cântă, tu n-auzi, cântă, mai sus, mai jos. Și eu eram, cânt, dar nu înțelegeam. Trebuie să mă sui pe ceva, nu? Nu înțelegeam ce vrei, nu înțelegeam ce vrea, da. Și ea plângea și se tot ruga, mă rog. Sincer, cred că rugăciunile, da, e certificat ce vă zic, în sensul că pe vremea mea se mergea de la 6 ani la școală. Odată la 6 ani la școală, la liceu din Deva, Deva e o metropolă cu o concurență extraordinară, adică exact, ai stat la rând, abia aștepta. Se înghesuiau 1000 de... Glumește, vă rog, atenție. Și ghiși ce, am picat. Chiar eram afon. Adică... Adică am picat la liceu. La o școală la care n-aveai elevi, nu? Mă, nici chiar așa, dar ceva okay, de genul. Bun, da. Da. Am picat. Păi dacă compar cu Clujul, ok. Asta vreau să zic, nu era deloc o metropolă muzicală și am căzut, pentru că eram afon. Timp de un an de zile, maică-mi m-a ținut acasă, veneau pe atunci educatoarele, băteau la ușă, te racolau, ți-ai înscris copilul, maică-mi zicea, nu deschizi ușa la nimeni, în fine, a fost interesant. Și la 7 ani am mai dat odată. În tot anul ăsta, ea s-a tot rugat pentru mine și eu cred că asta o schimba lucrurile, sincer, că nu pot să-mi dau seama ce altceva. N-ai mai exersat în toată perioada asta? Normal că am exersat. Cu maica mea, tu nu știi cum e. Cânți. Vrei, cânți nu vrei. Când îți vine, da. Dar am intrat la 7 ani la liceu de muzică pe un loc onorabil, 30 și nu știu cât. Din cât? Din 30 și nu știu cât? Exact. Ok. Da. Și... Poate n-a auzit la bine. Da, da, asta oricum. Din a doua încercare cu un an mai târziu. Cam astea sunt începuturile mele muzicale. Și după aceea am muncit foarte mult. Nu aș vrea să zic, adică cumva mi se simt nevoia să compensez lumea, să zic că bă, ăsta de fapt nu știe muzică, știi, de-aia dirigează. Știi că era un banc, că era unul care cânta la vioară și cânta slab și l-a mutat la violă. Și la violă nu se scurca, la contrabas nu se scurca și a zis ok, du-te și fă-te dirijor, știi? Nu e cazul meu. Nu e cazul tău? Da, nu, sper. Adică noi toți vedem... vioara, știi? Nu, dar ne vedem rezultatele acum, adică na, vrei, nu vrei... Da, să zic cumva că vreau să compensez o chestie. În clasa, de fapt în liceu, deja am început să merg la olimpiade de naționale și acolo am câștigat premii. Nu știu ce s-a întâmplat în ăștia din clasa 1 când am căzut și nu eram afon, până în clasa 9 când am luat deja premiul național la olimpiadă. Habar n-am. Deci vrei să spui că e posibil ca un copil care nu e foarte talentat, dar prin muncă se dezvoltă, poate să ajungă undeva sus și să... În cazul meu așa a fost. Nu îmi dau seama, cum zic, nu pot să știu ce anume a generat schimbarea asta. Aș zice că rugăciunile mamei cu amestecată cu cânți, adică mă... Hai să nu lăsăm numai pe mame, că o să zic că băieții, știi, mamelor, rugați-vă că... Da, bine, da, clar, nu, am muncit foarte mult. Și mă gândesc mult, că ai muncit. Am muncit foarte mult, da. Aveam... Aveam o profesoară de vioară pe care o iubesc foarte mult și o apreciez, deci de la ea știu foarte multe, dar cu ea era simplu. În vacanță mă întâlneam la 9, mă duceam în sală, mă încuia și venea la 2-3. Atunci, evident, stai 6 ore într-o sală și stai că până la 2. Tu venea cu vioara. Eu cu vioara, da, da, da. Da, deci, dar practic așa, n-am dat și să făcea școală, nu, încă o dată nu vreau să zic, din potrivă, m-a ajutat enorm tot ce s-a întâmplat, dar am muncit, nu e o chestie de... Am muncit că... Cred că era și singura mea șansă să mi-am dat seama de vreme mi-am dat seama de asta, că eram săraci, mă rog, săraci, da, nu eram avuți și singura mea șansă, asta mi-am dat seama de mult, de la început, că asta e, să muncești.
Da. Mm-hmm. Ce te motiva pe tine în viață? Nu știu. Și eu am crescut într-o familie săracă, așa, adică săracă în sensul în care, țin minte, nici la grădiniță n-au reușit să mă dea, că m-au dus o zi și au zis, doamna de la grădiniță i-a dat o listă, trebuie să duceți la copilul ăsta, așa, papuci, pijamale, nu știu ce, și tati, mergi la bunica, că e mai simplu. Adică nu aveam suficiente resurse ca să gestionăm asta și crescând, pe mine neajunsurile familiei și faptul că nu puteam să am ca și ceilalți și faptul că nu puteam să cumpăr o pereche de papuși noi, ci trebuia să mă duc la second și acum țin minte în clasa 8-a, în loc să am o pereche de papuci de băieți, s-o nimerit că n-am găsit numai ceva de fete, erau un toc mai mare, așa ceva ghete și știu că am mers în clasa 8-a cu ele, știi? Dar pe mine astea m-au motivat, efectiv, m-au împins să zic, bă, nu se poate, adică poți face mai mult, ce te motiva pe tine? În mod cer și pe mine asta, adică mă duc aminte de cele mai multe ori în care strângeam din dinți și știam că ori ești primul, ori n-ai. Eu cred foarte mult în asta, sună un pic dramatic, dar ori ești primul, ori restul nu mai contează. Și pe mine, clar. În mod cert, experiențele nu foarte ușoare de copilărie m-au făcut să zic, ok, trebuie să fii primul, trebuie să ieși cumva în evidență. Da, am fost ambițios și sunt, nu are rost să zic altceva. Ți-au dat propulsie cumva, te-au împins. Da. Știam că dacă nu fac asta, dacă nu muncesc, nicio șansă. Eu n-am gândit exact că trebuie să fiu primul, m-am gândit trebuie să fiu printre primii, știi? Eu mă uitam la Formula 1, știi? Și zicea, bă, oricând ăștia de pe 2, 3, 4, oricând pot ajunge pe locul 1. Dar ăla de pe 1 e periculos, adică oricând îl poate face unul din spate. Cumva în mintea mea au fost acolo, știi? Și, dar bă, e faină și asta, dacă ai reușit să vrei acolo, să țintești înalt și uite, te-au ajutat. Eu cred că, tu zici, mai zis de Formula 1. Zi-mi, te rog, în 2008 cine au câștigat Formula 1? Cine crezi așa? Nu știu. Așa, dacă zice tu... Păi ăsta, cum îl cheamă, doamne? Schumacher. Da. Ok, și locul 2? Raikkonen. Da! El a fost. Da, nu știu, că nu știu, cred, zic ca idee. Era, de obicei... era Ferrari cu McLaren, ăștia să tot da, luptau. De obicei cam asta contează locul 1. Acum nu aș vrea să fiu extrem de exclusivist, să zic că peste tot pe unde am fost am câștigat tot timpul locul 1, nici vorbă. Nu, dar mai făcut la asta cu Formula 1 oricum. Da, bun, cred că... promis să mă revanșez. Eu cred că încolo trebuie țintit. Totul sau nimic, altfel nu, cel puțin la mine așa a funcționat. Larry, ok, nu a fost cea mai ușoară copilărie, dar a fost una faină din ce îmi spui. Spune, cum l-ai perceput tu pe Dumnezeu în copilăria asta, da? Unde tatăl a fost mai puțin prezent, mama s-a implicat, modele au fost și dintr-o parte și din alta? Vezi că am răspuns deja cumva asta. Eu l-am văzut tot timpul pe Dumnezeu ca un tată. Mă duc aminte de câte ori, când eram tânăr, m-a ajutat foarte mult să-l percep pe Dumnezeu, așa că în Biblie spune tată de cea mai multe ori și atunci m-a ajutat să-l văd ca un tată care e acolo, care... Da, asta nu te-a încurcat. Adică, na, e clar că noi vrem, nu vrem, asociem imaginea tatălui cu imaginea lui Dumnezeu și faptul că tata nu a fost acolo 24 din 24, nu te-a depărtat de Dumnezeu. Eu aș zice că mi l-am construit așa cum am vrut eu. Adică pentru mine mi-a făcut un tată ideal. L-am văzut cum am vrut eu. Nu. Foarte tare, că pentru unii contextul ăsta face exact inversul, știi? Și păi, nu a fost tată, așa e și Dumnezeu. Și asociază imaginea tatălui cu imaginea lui Dumnezeu. Și cumva fug, merg mai departe. Da, bine, vorbesc de perioada în care am fost... bine, cum zic, perioada mea de alunecare a fost una de rebeliune, dar nu a fost împotriva lui Dumnezeu. De azi zic că nu aș vrea niciodată nu am simțit rebel împotriva lui Dumnezeu. Tot timpul l-am văzut ca un tată și, cum zic, mi-am făcut imaginea tatălui ideal. Pentru mine și acum tatăl ideal e Dumnezeu, că cam așa mi se pare că, adică așa cred și acum că e. Revolta mea, de fapt, a fost împotriva bisericii. Am fost extrem de supărat pe biserică, n-am mai vrut să mai... Tu supărat biserică? Extrem de supărat. De ce? Tu ai zis-o. Da. Hai să zicem că biserica în care am crescut era una foarte conservatoare, care era extrem de concentrată pe forme și am decis la un moment dat că nu mai vreau să fiu așa. Ai vrut mai mult sau doar erai supărat? N-am știut atunci că cum să caut mai mult și... nu, adică mă rog, nu vreau să dau acum noroi. Dar nu vorbim despre ei, vorbim despre ce ai trăit tu, știi, că până la urmă...
Erau tot timpul să legau de aceleași chestii. De ce îți faci părul cărare pe mijloc? De ce ai tricou cămașa scoasă din partea la pantalon? Da, exact. De ce spui bandana dacă ești băiat? Că numai la fată ei sunt de supunere. Tot felul de mizerii, efectiv mizerii, le pot zice. Și eu am zis, eu nu mai vreau să mai fiu atât. Eu nu am crezut niciodată în astea. Mă rog, cred că nimeni cu adevărat. Și am zis, eu nu cred. Dacă asta înseamnă biserică, nu-i pentru mine. Și am zis, nu mai vreau să merg. Dar asta nu înseamnă că m-am cumva trăit, adică crezul meu Dumnezeu nu a fost niciodată afectat. Dar în biserică, da. Nu m-am mai simțit reprezentat de comunitatea aia care se uită numai la forme. Ok, și cât o dura perioada asta? Cum te-ai întors? Că acum mergi în biserică, ești acolo. Da, uite, îmi place să vorbesc despre asta. M-am dus la facultate în Cluj, am făcut facultatea în Cluj și mi-am zis, ok, mi-ajunge, nu mai vreau biserică, o să-L găsesc pe Dumnezeu în felul meu. Doar că, bineînțeles, că faci ce ești obișnuit de mic să faci. Și în Cluj am mirit într-o biserică care avea un obicei absolut superb. Pe toți studenții, na, Cluj, în oraș universitar, clar să sunt studenți, pe toți studenții, familiile din biserică îi chemau prin rotație la masă. Și că am vrut, că n-am vrut, la un moment dat m-a zis, ei, tu cine ești? Lari, unde ești? Conservator. Bun, duminica viitoare vin la noi la masă. A, ce să zic, stăteam în cămin, toți care au fost studenți în oraș știu ce înseamnă... Cum să nu vrei să mergi la masă? Exact, ești pe zacuscă și pateu și dintr-o dată cineva zice o masă, evident, bun, vin. În felul ăsta, adică am cunoscut niște oameni, hai să zic pe românește, poate sună pic dur, am cunoscut pocăiți normali, știi, care nu sunt mai interesați de cămașă scoasă și tot, numai forme și orice altceva. Și mi-am dat seama, bă, stai un pic, există și practic asta m-a ajutat să-mi caut o biserică care să mă reprezinte. Bine, e adevărat că pe vremea aia în Deva nu exista ofertă. Aici, și asta era o problemă. Deci cumva tot în biserică l-ai găsit pe Dumnezeu. Ai fugit de biserică, dar tot acolo ai ajuns, știi? Eu nu cred că l-am pierdut niciodată pe Dumnezeu. Doar că am avut o perioadă de rebeliune. N-aș zice că l-am... Cum zic, imaginea de tată a Dumnezeu a rămas constant în mintea mea. De ce deschid subiectul ăsta, Larry? Că există tineri, există un trend acum în care zic, ok, în care mulți tineri zic, nu toți, mulți, care, bă, ok, biserica nu mi-o fere ce cred eu, eu am altă opinie, vezi, acum toată lumea poate să aibă opinii și le exprimăm liber și mă rog, și opinia poate deveni dusă la același nivel cu ceea ce zice Biblia, cu ceea ce zice biserica. Și, bă, eu nu cred în biserică, eu mă descurc și fără biserică. Și atunci, în felul ăsta, riscă să nu mai fie curios nici de Dumnezeu și zice, nu, eu am religia mea, l-am pe Dumnezeu și nu e așa cum cred. Și eu vreau să-i descurajez, adică eu nu cred în asta. Eu cred, deși e o idee ortodoxă, dar eu cred în asta că Dumnezeu ne-i tată, așa ce stăniloaie și biserica ne este mama. Adică noi avem nevoie, de-aia lăsa Hristos biserica pe pământ. Nu e perfectă, dar tocmai că faci parte din ea. Eu fac parte din ea și nu sunt perfect, știi? Așa cred eu. Da, bine, cum văd lucrurile, eu cred că există o perioadă în viața multor oameni de rebeliune. Ce înseamnă rebeliune? Înseamnă nu mai cred în nimic ce înseamnă social, nu mai cred în haită, nu mai cred că eu vreau să fiu singur, vreau să e chestia de ego, care, care e destul de bună, că până la urmă e normal să-ți formezi personalitatea, doar că atunci când, cel puțin la mine așa a fost, când am devenit conștient de ea, am dus-o în extremă și mi se părea că doar eu contez. De asta cumva doar părerea mea contează. Mi se pare că oamenii care zic că doar cum cred ei bine și ei și-or forma propria religie, propria idee, e o formă de egoism. Chiar am văzut cumva o chestie foarte faină scrisă de cineva, etapele vieții, ești bebeluș, ești caracterizat de egoism, nu-ți pasă că mama, părinții se trezesc, numai pentru tine. În adolescență ai multă energie, dar ai entuziasm, ai multă energie și entuziasm, dar nu știi exact ce. În maturitate încep să temperezi și la bătrânețe deja faci discipoli sau da, dai mai departe ce știi. Ajungi unde trebuie. Da, cred că e cumva specific adolescenței să crezi că ești buricul pământului până la urmă. Nu, adică na, e ceva normal, nu cred că asta e o problemă, doar că în realitate noi suntem animale de turmă. Animale, poate nu e cel mai bun lucru. Noi trăim social, noi nu ne putem valida decât social. Adică, cum cred eu, degeaba sunt eu cel mai bun, nu știu, hai să nu zic,
sunt cel mai bun pilot de Formula 1, să zic, sunt cel mai bun pilot de mașini, dar eu n-ai conduc, cu cine concura. Eu concurez singur și nu mă duc la nicio competiție. Ideea de comunitate extraordinară, că de aia ne-a pus Dumnezeu în comunități, de a lăsa biserică, de a lăsa oamenii, că dacă am fi singuri, ne luăm fiecare cu muntele lui și crede-mă, cred că Dumnezeu putea crea munți pentru fiecare și e ok. Noi ne validăm doar social, deci cu alte cuvinte ne validăm doar în context, nu cred că zic nimic nou, dar e foarte, adică în momentul în care ajungi să conștientizezi asta, îți dai seama că trebuie să existe niște norme. Adică e normal că eu trebuie să normez cumva în așa fel încât să te incomodezi pe tine cu ce cred eu despre viață și în fine. Da, până la urmă despre asta și viața de familie. Hai să mergem la viața de familie, dacă tot am vorbit de validare socială și de a intra în anumite zone. Când te-ai căsătorit? 2015. 2015. Oh, asta era cheia întrebarea. Nu, 2015, da. Fără date, ok. Vrei să ne povestești cum ai cunoscut-o pe Adina? Da, gândește. Larry, deja dirijai în 2015, nu? Erai deja celebru, da? Dacă ai dirijat în 2013... Care să mi se potrivească. Ok, mă rog. Cum am cunoscut-o pe Adina? Am vrut să plec în America. Am vrut să mă mut cu tot în America. Mă rog. Am vrut să încerc o chestie. Ce ai vrut să faci? Să mă mut, definitiv. Toți vor să facă bani care vor să meargă în America. Mă rog, la mine a fost dezamăgire așa pe sistem social, politic, dar nu vreau să vorbim despre... Ok, adică un cumul de factori, bun. Da. Și am zis, ok, așa, e momentul să... Mi s-a și oferit o oportunitate și e momentul să încerc să văd ce înseamnă America câtva timp. Și trebuia să merg la ambasadă, evident, să-mi pună viză. Și înainte de asta, Adina mi-a scris pe Facebook că ce am văzut evenimentul, am văzut de rag lucru după gloria mea lui atunci și am văzut evenimentele, fain, felicitări. No, eu am citit, am zis mulțumesc. De ce a s-o băgat în seamă cum ar veni? Nu, doar ți-o scris, am înțeles. Da. Doar i-o scris pe Facebook. Și eu am zis ok, mă duc, trebuie să merg să-mi iau viza. Programarea la ambasadă era de dimineață, se termina repede și apoi terminarea era seara. Zic, ce să fac și eu în București de ore? Hai, scriu la fata asta, mă duc să mă căriesc cu cineva. Ea era în București, eu știu că ea era reporter. Am zis, da, ea era reporter, da, în București. Și am zis, dacă tot ajung pe acolo, am câteva ore libere, eu eram singur și... Liniștit și sau neliniștit. Uite așa am zis, zic, hai, vin pentru viză, ne-am văzut prima oară, nu a fost nimic special prima dată. Am povestit, ea era cu politicienii ei, eu eram cu America și cu muzicile mele, da? Și după aia am tot ținut legătura. Și chiar am plecat în America și acolo vorbeam cu orele. I-au plecat atunci în China, țin minte că mers cu... Da, deci era. Tu pleci în America, ea pleacă în China. Da, cu televiziunea ei, eu plecat atunci în China și vorbeam... La realitate, la ce lucrai? Da, la realitate, da. Și așa am cunoscut-o. Foarte tare. Ok, și cum în mintea ta, cum a făcut click? Până la urmă, ok, tu ai plecat în America, dar te-ai întors, te-ai gândit că aveai imaginea unui vieți de familie așa statică, un reporter care zice, eu sunt China, am mers cu realitatea să iau ceva interviuri, mâine mă duc în, nu știu, poate merge în Africa. Dar nu m-am gândit atât de, n-ar rost să zic, nu m-am gândit atât de profund. M-am gândit că le dregem noi pe parcurs. De fapt, cam toată viața mea așa a fost. Nu mi-am propus deloc să ajung aici, în punctul ăsta în viață. Cum zic, de exemplu, profesional. Mi-am dorit să ajung, să mă dezvolt în alte direcții. Nu m-am gândit niciodată că o să stau în Arad. Da, cu ocazia asta le spunem că Larry stă în Arad, cei care vreți să-l găsiți. Da, da. Dar... Tot eu m-am gândit că ok, merg și le rezolvăm noi pe parcurs. Cam asta a fost ideea. Și cu Adina, da, m-am întors din America, în mare parte datorită ei. Și țin minte, în prima perioadă ea încerca cu toate relațiile ei politice să mă înșurubeze pe undeva pe acolo, pe la ceva teatru, cu dirijor, să ceva, să-mi găsească. M-am fost la nu știu cât să mă prezinte. Eu încercam pe de altă parte să o atrag în Timișoara. Eu stăteam în Timișoara în perioada aia. Să-i găsesc ceva la o televiziune, ceva, să... În fine, și la un moment dat a fost ideea și eu zic, ok, nu, se pare că nu se așează nimic, hai să ne rugăm pentru asta. Foarte fain. Da. Și am fost așa, ia uite-mă Baptista, ia Baptista. Și am zis, ok, hai să ne rugăm pentru asta. Și ne-am rugat pentru asta și pur și simplu a început toate ușile să se deschidă. Povestea e foarte pe lung, dar pe scurt... pur și simplu ni s-au așezat toate, adică realmente trebuia să fim
orbi să nu vedem că trebuie să venim în Arad. Am câștigat, eu am scris un proiect european pe care l-am câștigat, deși nu aveam nicio experiență în a scrie proiecte. Mă rog, asta e doar pe scurt. Au primit o ofertă foarte bună de lucru aici. Ce mai? Deci toate s-au așezat cumva înspre Arad. Bun, acum viața de familie. Cu toții ne-am imaginat, sau nu știu, cel puțin eu am avut așa un ideal. Când eram înainte de a mă căsători, mi-am imaginat cum să fie viața de familie, ce o să fac și parcă abia așteptam. Nu întotdeauna ideal, și acum sunt bucuros de ce s-a întâmplat, dar ideea e simplă, ce vreau să zic. Nu întotdeauna idealul despre viața de familie cu realitatea care o găsești după coincid. Cum a fost în cazul tău? Vezi, aici cred că a fost primul șoc, mulți zic șoc, dar nu. Prima dată când mi-am dat seama că nu știu ce înseamnă să fii soț. Că n-am văzut niciodată unul. N-ai mai fost. Și că n-am mai fost, dar n-am văzut vreodată unul. Adică mama nu s-a recăsătorit după ce ai mei ori divorțat și imaginea mea de soț era așa, formată de prin cărți, de prin filme și cam atât. Dar nu, asta e evident că nu-i... Nu avea imaginea completă și oarecum ancorată în realitate. Da, și ce să zic, e o chestie care încă o învăț. E destul de greu să zic asta, mai ales că se filmează. Principalul avantaj e că Adina e puternică. Adică principalul avantaj e nu-s eu. Ea e foarte puternică și cred că ăsta e... Lari, acum eu privind și la mine și la familia mea și cred că toți avem experiențele noastre, știi, și zicem că da, ok, e că Dumnezeu pune împreună anumite persoane tocmai ca să le construiască. Eu văd familia ca și o zonă în care ne formăm, da? Și pe mine și pe Larisa ne-a pus Domnul așa și am văzut lucruri din viața mea care s-au schimbat de când ne-am căsătorit și am întemeiat o familie și încă se schimbă. Și la început erau, adică te deranjează când vine și spune exact pe dos de cum făceai tu sau anumite obiceiuri legate de o grămadă, mă rog, de vorbit, de unde îți pui hainele, de felul în care vorbești. Eu mi-aduc aminte prima dată când am purtat ceva conversație de asta așa seara, știi, eu am obiceiul, mă pun, știi, și în 4 minute adorm, adică somn, că s-a obosit. Și mă pun cu Larisa în pat, no, stă, ia să-i povestesc, nu știu ce, știi, și la un moment dat când vine rândul ei să-mi povestească, bă, zice, tu sfor, știi, mă trezește, supărat, bă, ce faci? Păi, scuze-mă, dar nu, mi-a fost somn, adică a fost, pentru mine a fost ceva, wow, serios, ce te-ai adormit, vorbim cu mine, știi, a trebuit să mă disciplinez. Da, uite, vezi că am început discuția cu familia și am zis doar downside-urile faptului că am fost crescut de mamă. Există și o parte foarte pozitivă și cred că m-a ajutat foarte mult în ce fac acum. Faptul că m-a crescut mama m-a făcut să fiu de cel mai multe ori sensibil. Mai că era o femeie tipică, sensibilă, plânge din orice, toate afectează. Și eu am fost la fel, adică probabil că o și moștenesc, nu cred că e doar o chestie de educație, poate o și moștenesc parțial, dar ăsta a fost și modelul meu. Și eu sunt un tip care, da, sunt... poate prea sensibil din multe puncte de vedere, dar asta m-a ajutat enorm în lucrul meu cu oamenii, pentru că am învățat de foarte mic să fiu foarte acordat la ce simt ceilalți. Da, poate fi un minus și poate de multe ori pot fi destul de ușor manipulat pe partea asta, pe emoționalul meu care e mai vulnerabil. Cu toate astea m-a ajutat absolut foarte mult, pentru că am simțit întotdeauna când ceva nu e în regulă cu un om, când trebuie să-i zici o glumă, când trebuie să ridici. Cumva simt că am un mare avantaj față de alți bărbați care sunt mai... eu sunt de asta mai... Și ăsta e un atu pentru ce faci tu. Pentru ce fac eu un mare atu. De asta vreau să zic că nu vreau doar să mă plâng cât de greu a fost, ci am avut, sau în ce fac acum, mă ajută foarte mult. În lucru cu oamenii, în general, acordarea asta emoțională pe care o am și care cred că se datorează foarte mult contextul în care am crescut, e un mare, foarte, foarte mare avantaj. Apropo de familie, ok, tu cu Adina, da? Zim de copii, ce o semna pentru voi, pentru tine, că nu e Adina aici să ne spună, poate o ducem și pe ea odată, ce o semna pentru tine venirea pe lumea copiilor? Da, nu, e punctul sensibil, cred că al oricărui om normal. E simplu, nu am crezut că o să pot iubi la nivelul ăsta, pur și simplu ceva din tine care îl duci mai departe. Numai după ce se întâmplă, îi se validează. Știi, minte că aveam un prieten care zicea,
băi, e din Timișoara, e prieten foarte bun de mine, zicea, băi, când o să-ți ții copilul în braț, o să vezi, n-ai simțit nimic, băi, toate concertele tale, toate concertele, zero, zero. Exact așa e, zero. Ai devenit din prima cu sentimentul ăsta, adică atașamentul ăsta, sau ți-o luat ceva, nu știu, la, mie mi-a luat ceva, adică la început mă uitam, băi, băiatul meu, ok, na, da, dar după câteva luni s-au activat. Tu nu ai fost atât înaintele nostru, eu sunt emotional. Ah, ok. Eu l-am simțit înainte să nască, eu am fost ăla, ah. Da, da, nu, eu, da, din prima. Am înțeles. Oameni și oameni. Da, da. Bun. Și ziceai că toate astea te-au ajutat. Uite, partea asta emoțională, ai dus-o în zona carierei. Cum ai ajuns să dirigezi? E amuzant. De azi zic că multe lucruri mi s-au întâmplat în viață fără să-mi dau seama. M-am dus la Cluj, am dat admitere. Nu aveam bani de ore private, pe vremea noastră încă se purta, era încă concurență la conservator și mergeau oamenii înainte și luau ore private. Nu a fost cazul că, da, nu a fost cazul. Și nu zic ca o laudă. Da, ok, am zis și că am picat la asta, așa că ai picat la 6 ani, da. Ok, acum poți pica și mai târziu. Și m-am dus, am dat examen în mod normal, trebuia să dai examen la noi, așa era pe vremea aia la Cluj, dădeam examen și am intrat primul. Foarte tare. Și m-am dus la secretariat și am zis, și îmi zice, la ce vrei să te înscrii? Zis, la pedagogie, știam că pedagogie. Păi ce bine, dar nu vrei să faci nivel A? Nu am înțeles ce vrea să-mi zică. Exact cum te-ai zis acum, ce, cum adică? Așa eram și eu, nivel. Nu erau site-uri pe vremea să mă uit. Nu am fost niciodată, de pur și m-am aterizat acolo. Și zic, ce înseamnă nivel A? Păi ce, nivel A îi poți să faci... Dintre voi și la pedagogie, sunt câțiva care fac compoziție, muzicologie sau dirijat. Exact cum te uiți așa, am uitat și eu, exact așa. Știi? Și zic, habar n-am. Și atunci îmi zice, bă, ok, ieși afară câte minute și gândește dacă vrei să te înscrii la una dintre astea. Așa am ieșit afară și m-am gândit, muzicologie. Ce-o fi aia? Ce-o fi aia, exact așa m-am gândit. La compoziție credeam, și atunci credeam că, adică nu mai cred acum, atunci credeam că la compoziție ori ești talentat, ori ești compozitor, nu ești, ce te învață. Adică, ok, bine, fac dirijat. Adică ori pica două și ori rămas a trei. Merge pe asta. Pur și simplu, am scris dirijat orchestra, așa m-am să fac dirijat. Nu mi-am imaginat vreodată, adică nu mi-am dorit, nici când am luat examen, nu am vrut să fiu dirijor, n-am avut deloc asta ca perspectivă. Era o opțiune că secretarea de acolo mi-a zis, păi bă, dacă intra primul, scrie de la secția asta care e mai... Corect, cea mai tare, dacă tot ești aici, nu? Deci pur și simplu asta a fost tot. Într-o chestie de 5 minute trebuie să aleg ceva și am ales dirijat. Eu nu sună poveste ideală, știu, dar nu. Eu cred providență, nu știu. Eu cred că Dumnezeu duce anumite lucruri, ne pune în anumite situații. Adică providența e modul lui Dumnezeu de a rămâne anonim. De multe ori, știi, pur și simplu, bă, zici, cum am ajuns aici? N-am avut niciun plan. Nici n-am știut că există nivel A și nivel B, la fel cum n-ai știut tu de-ața nici povestea așa direct. Că exact așa am fost și eu. Bine, dirijat. Ok, ajuns pe sală, în sala de concert, te trebuie să dirijezi. Cum a fost la primul dirijat? Și acum țin minte că îmi tremura, uite așa, tremura mâna, se făcea bagheta, ne dirijam colegii, așa se întâmplă acolo. Prin anul 3-4 ieși abia prima oară în fața orchestrei, așa îmi tremura bagheta și la aveam, pe vremea se purteau pantaloni de stofă, știi? Și pantaloni de stofă erau largi jos, uite așa făceau ea de jos. Zicea, aveam un profesor dirijat, Zbârci, al chema. Măi! Vorbea așa foarte subțire. Măi! Măi! Tu nu vezi cum îți ții mâinile alea, măi! Mă rugam, ai. Dar nu, a fost nu neapărat o experiență ușoară, dar am zis exact cum ți-am zis. Am zis, dacă m-am dus pe drumul ăsta... Ai muncit, da, ai construit. Asta e, mă duc până la capăt, văd ce o să iasă. Cam așa. Ok, ai depășit momentul, ai început să ai concerte mari cu oameni, mii de oameni. Da. Ce gânduri ai când vezi, nu știu, 10.000 de oameni în sală? Câți intră într-o sală? N-am deja niciodată într-o sală cu 10.000. A fost 10.000. Nu. 6.000, hai. Nu. A, la BBC au fost, cred că cei mai mulți, au fost 3.000. Da, n-am vrut să merg pe muzică clasică, din cauza că n-am simțit neapărat un atașament atât de mare față de muzica asta. Îmi place, cum zic, adică, dar nu, n-aș putea zice că e lucrul meu ideal. Când am urcat prima dată la BBC în 2013, m-am adus în... Noi nu știam cum o să fie, am ieșit pe scenă, m-am uitat în sală, am văzut să oameni, pur și simplu mi s-au tăiat genunchii, asta mă simt așa, m-am întors înapoi și mâineam, Doamne, ce o să facem acum? Nu m-am așteptat, am zis ok, acum atâția oameni sunt, ieșim în față și dirijăm. Da, asta a fost tot.
Și cum ți-ai depășit emoțiile? Cum ai reușit să le învingi? Și acum am emoții când dirijez. Deci nu știu, încă nu le-am depășit. Și ce faci cu ele? Da, e nodul ăla fain în stomac care te ajută în ghiei aia și zici ok, rup tot, ori rup tot, ori nu fac nimic. Totul merge aia că emoții, emoții. Dar emoții există și ar fi anormal să nu avem emoții. Adică mi s-ar părea nefiresc să urci și să fii... De asta cred că și mulți dintre artiști, de fapt asta e și imaginea cu artiștii care apelează la tot felul de alte, vorbesc de artiștii laici, sper, droguri și alte cele, pentru că ai emoții, clar. Ești în fața unui public, nu știu câți oameni, noi, arta noastră e temporală. E temporală, nu e atemporală ca o pictură. O pictură o faci, o retușezi, rămâne forever. Eu pot repeta 9 ore o piesă și în live să mi se împiedice un deget. Și gata, s-a dus. Sau nu știu, zici că, adică sunt chestii care se pot întâmpla pentru că ea se desfășoară. Ok, apropo de întâmplări, spune-mi care e cel mai mare fail al tău așa în timp ce dirigeai, nu neapărat al tău, așa, într-un concert în care erați live, toți acolo așteptați să se întâmple. Nu mi-aduc aminte. Numai de unul. Ok. Nu aduc aminte doar de unul. Da, dar se întâmplă, tot timpul se întâmplă. Da, de aia. De aia te-am și întrebat. Da, nu am acum o... nu ți-aduce aminte? Nu. Am crezut că numai de unul ți-aduce aminte. Nu, căzut boxe, nu... Doamne ferici. ok. Nu mi-aduc aminte acum. Da, bucurie, cea mai mare satisfacție care ai avut-o. Hai să nu vorbim doar de fail-uri. Cred că la BBC-uri totuși. Dar nu, și... Nu, da, hai că, da, pe cinstit așa, însă cum aminte, pentru Sanctus Prodeo, la începuturi scriam aranjamente, scriam aranjamente și cred că aia e cea mai faină, vorbind de satisfacție interioară, în momentul în care îmi dirigez aranjamentele mele, aia e deja, adică nu știu cum să zic, e ca pruncul tău pe care îl scoți în fața publicului, altceva, nu știu. Ideea ta e mai mult decât dirijezi compozițiile altora, e fain, îți spui tușeul tău, personalitatea ta de dirijor, în momentul în care ieși cu piesa ta, cu aranjamentul tău și o mai și dirijezi și ai ocazia să o pui în practică, aia e so next level. Deci alea au fost cel mai faine cu Sanctus și aranjamente, sunt câteva aranjamente care le-am scris eu pentru ei. Na, super. Larry, înainte să încheiem podcastul ăsta, n-aș vrea să-l încheiem până nu îți pun câteva întrebări așa legate de preferințe mai personale, da? Pe lângă ce ne-ai povestit tu. Ce muzică asculți în timpul liber? Asculți muzică? Da. Aș zice că gospel și jazz. Ai un artist favorit? Asta cu ca preferințe. Foarte multă lume mi-a plăcut Israel Houghton. Dintre artiștii creștini, aș zice că în zona aia m-aș duce. Acum, din alte motive care țin de el, l-am downgradat așa. Dar da, îmi place Snarky Puppy, cam asta e direcția în care îmi place Snarky Puppy. Jacob Collier, parcă e un pic prea abstract pentru mine, dacă mai pierdut, Larry, nu știu nimic de oamenii ăștia, okay. Dar nu e nimic. Zi-mi de mașină, hai că... Da, care e mașina ta favorită? Da, Passat. Că aia o am eu. Ok. Da, care e următoarea ta mașină favorită? Passat. Că o să l-am. nu sunt așa. La mine mașina trebuie să meargă bine, să umblu cât mai puțin sub capotă, că nu mă pricep și aia nu sunt așa. Apropo de mașină, zi-mi de predicator. Stai că am sărit peste asta. Vreau să văd ce predicator ascultă un cântăreț. Mă rog, dirijor. Păi, vezi că mă încurci puternic, că dacă nu zic Oti, zi-ai seama. Ce mai ia? În afară de Oti, da, nu știi. Da, păi, na, vrei, nu vrei, suntem... Da, la ora asta aș zice că predicatul meu favorit e Bărbosu. Da, ok. Mai ai câțiva? Nu. Nu, ok. Bărbosu și Oti, care e pastorul meu. Auzi, dacă mâine ai câștiga 1 milion de euro, ce faci cu ei? Bună întrebare. Deschizi telefonul, te uiți în cont... Donație necunoscut. Da, nu cred că aș schimba mare lucru din viața mea. Probabil că m-aș face o casă și după aceea nu. Aș continua să le fac pe toate celelalte. Nu cred că aș schimba foarte mult. Nu, știu. Gata, acum am uitat ideea. M-aș muta undeva la mare. Da. Mi-aș face o casă pe malul mării. Aia da. Deci, atenție. M-am cei care vreți să donați 1 milion de euro. Da, doar dacă vreți să-l aveți. Dar în Croația, poate în Spania, undeva, da. M-aș muta acolo. Da, 1 milion. Se termină repede, știi? Eu bogatul. Eu mă gândeam că primul 1 milion e mai greu să-l faci. Da, da.
Care crezi că e cel mai mare defect al tău? Cred că sunt prea sensibil. Și asta mă face uneori supărăcios. Dar cel mai mare a tu? Faptul că sensibil. Exact, am să zic, dar e ciudat. Dar faptul că sensibil și mă face acordat social. Cred că ăsta e atul meu, acordajul social, da. Mm-hmm. Foarte fain. Ce ai vrea, Lari, să rămână în urma ta? Nu știu, ce ai vrea să rămână în mintea copiilor tăi, după tine? Până la urmă toți trecem. Da, îmi place să vorbesc despre asta. Modelul meu în viață e Nicolae Moldoveanu. Mm-hmm. Ce mi-aș dori să rămână? Mi-aș dori să... E mult zis că neapărat eu, dar să fac parte într-o generație care o reprezentat ceva pentru cultura evanghelică, cultura muzicală evanghelică. Deci, pentru muzica evanghelică, cam încolo e toată inima mea. Adică mi-aș dori să... Clar că există evoluție, mi-aș dori să fac parte în evoluția asta muzicii culturale, a muzicii evanghelice. Deci să rămână lucruri care le-ai făcut să știe... Da, nu cred. Eu nu cred că suntem muzica, nu cred că suntem atemporali. Adică și, până la urmă, și moldoveanul a scris 1000 și nu știu câte de cântece. Se mai cântă câteva. Dar el a impactat generația lui. Ok, adică, dar Vlad, cum ai vrea să-și aduc aminte Vlad de tine? Da, aș vrea să știe că m-a jucat cu el, că l-am iubit, că am fost aproape. Nu vreau să-și aduc aminte din perspectivă profesională. Adică, cred că tată e mai mult decât o profesie sau bani sau... imagine socială. Cred că, adică mi-aș dori să zic că, bă, tata se juca cu mine în parc. Asta mi-aș dori să zic. Pentru acum, mai târziu, se mai schimbă. Da, acum, astăzi, clar, eu cred foarte mult că noi oamenii trebuie să devenim. Îmi place cuvântul ăsta, adică de tânăr am auzit o chestie foarte tare că noi oamenii nu îmbătrânim din cauza că metabolism nu ni se regenerează celulele și așa, ci îmbătrânim când nu mai avem idealuri. Și mi se pare foarte tare, într-adevăr, că nu mai ai pentru ce trăi, nu mai trăiești, e simplu. Și atunci mi se pare că e normal ca tot timpul să evoluez, să mă schimb, să nu pot fi același. Deci idealul tău cumva în viață e să crești, să vezi mai departe și să fii acolo. Da. Super. Lari, mulțumesc frumos că ai venit aici, te-ai făcut vulnerabil, ai avut curaj să ne spui părți din... povestea ta de viață. Iată, în felul ăsta știm cine se ascunde în spatele dirijorului, în spatele baghetei. Nu știi. Glumesc. Următorul podcast. Ok, cel puțin frânturi. Mulțumesc frumos. Dragilor, mulțumim că ați rămas cu noi până la final. Dați un share, distribuiți mai departe acest material. Sunt convins că sunt oameni care vor să-l cunoască pe Lari și dincolo de dirijor. Și ne vedem și data viitoare aici pe Ecclesia Live cu un nou podcast.